Ce ar trebui noi să, să, facem este să învățăm oamenii ca educatori. Dar noi toți suntem ce fără ce Dar care e problema cu oamenii? Nu visează. Sunt fenomene foarte interesante ale psihicului. Asta e șmecheria științelor sociale. Salut, dragi prieteni, și bine v-am regăsit la o nouă ediție de podcast. Astăzi eu am ca invitată pe Angela Stafi. Salut, Angela! Salut! Prima întrebare care o dau invitaților de obicei e ca aceștia să-și prezinti, nu știu, povestea lor care stau în spate. Dacă poți spui câteva despre tine. Of, povestea mea. Eu sunt profesoară. Doar că profesoară care vine dintr-un sistem universitar. Eu am predat 16 ani în universitate, am un doctorat în filozofie și după aceea am uh, ales calea freelancingului, dacă pot să zic așa, și am început să fac uh, traininguri, uri tot felul de cursuri uh, pe dezvoltarea conștiinței umane. Uh, pe scurt, cam asta este. Uh, în afară de asta, am făcut tot felul de strategii pentru pentru diferite ministerii, cultură, sport și alții. Strategii de dezvoltare? Strategii de dezvoltare, da. Și spuneai că mai ești trăind de trainer, și a gean. Da, pentru că în Universitatea de Stat, unde am muncit toți cei 16 ani, la un moment dat am intrat în rectorat în Departamentul de Calitate a Educației. Erau primii ani când... Când abia începea acreditarea universităților. Când... Până la sistemul de la Bolonia, până, până în domeniul. Exact la începutul sistemului de la Bolonia, și împreună cu proiectorul de atunci, doamna Elena Murari, care îi mulțumesc extraordinar. practic, a fost clădit acest sistem de asigurare a calității în, în educație. Dar ce părere despre structura în general sau despre Universitatea din de Moldova, de exemplu, acum? dacă uh, cumva urmărești ce se întâmplă acum și ce se întâmplă cândva. Eu urmăresc ce se întâmplă acum, din păcate nu mai am, sau din fericire, nu știu, nu mai am acces direct în sala de studii ca să pot să înțeleg uh, cu ce trăiesc studenții, pentru că asta contează. Eu cred că în universitate, de fapt, calitatea se vede după calitatea studenților după calitatea discuțiilor din la seminarii, după calitatea cercetării, dacă ea există sau nu există și unde este ea. N-am văzut schimbări foarte mari. N-am văzut că aceste laboratoare de cercetare care sunt absolut obligatorii să se dezvolte. Efectiv, la UTM au operat și asta se vede. Sateliți, tot felul de inovații pe care le au. Deci UTM-ul s-ar dezvolta. Restul nu pot să vorbesc, chiar nu, nu văd nu știu. Dar o universitate este un laborator mare de cercetare. Și în bază la asta ar trebui să se dezvolte întregul sistem în conexiune cu cerințele pieței muncii. Știu, eu aseară mă uitam la un interviu despre Harvard și ei explicau de ce Harvardul este o unitate educațională calitativă și vorbeau despre faptul că totul este despre admitere. Și că, de fapt, calitatea educației, da? dacă intră în sistem oameni selectați foarte atent, atunci ei vor învăța altfel, pentru că se învață aceleași lucruri. Dar pe cine accepti un sistem, acolo e secretul. Ca și cum universitatea trebuie să fie un... Adică studența trebuie să treacă un fel de interviu de angajare, cumva, da. dacă să luăm Da, un adeam. test inițial în care să se vadă. Dar pe de altă parte, tot sistemul în care noi suntem acum promovează școli profesionale duale, deci tot felul de alte combinații în care omul poate obține o profesie fără ca neapărat să intre în universitate. Și asta e corect. De ce universitatea ar trebui să rămână nu elită, că nu e vorba despre elită, dar despre oameni care vor să inoveze, vor să cerceteze, vor să facă ceva deosebit, pot să zic așa, dacă e vorba de cercetare. Adică, cumva, universitatea și orice altă instituție ar trebui să aibă oameni care ei sunt ok, sunt bine, adică, cumva, locul lor e acolo. Da. Și nu e rău, de exemplu, că dacă locul tău nu e acolo, înseamnă că... E ok. Da e ok. Deci toată tendința asta că toți să aibă studii superioare, mie mi se pare aberantă. Pentru că nu e despre asta. Ea a fost despre asta atâta timp cât universitățile creau intelectuali. Acum sunt atâtea cursuri. Tu poți iei un curs de la universitate, alt curs de la altă universitate, să intri într-un program de mobilitate. și deci tu nu ești legat de alma mater. Alma mater e peste tot. Informația e peste tot. Ce ar trebui noi să, să facem este să învățăm oamenii ca educatori să gestioneze fluxurile astea informaționale. Atât. Și să leagă din două opțiuni, opțiunea mai bună. Da. Că pentru mine, că eu mă uit, sunt chestii care încă eu nu. Probabil încă nu sunt capabil să le accept, de gen, nu știu, psihosomatic sau alte chestii. Uh -huh, uh -huh. Care, adică pentru mine parcă încă e încă ceva despre genul magii ori. Pentru că gândirea magică e în, în context. Da, uite, tu ești matematician, așa e? Uh -huh. Noi îl avem pe Pitagoras care a transformat, practic, o tradus așa? Lim limbajul sau concepția despre lume în cifre. El asta a făcut. Folosind gândirea magică pe care o înțelege zona asta din inconștientă noastră. Deci nu este un. Uh, uh, noi numim asta magie. Dar, de facto, putem să ne imaginăm că asta e un joc de diferite frecvențe sau de diferite cifre și noi putem fiecare dintre noi are un limbaj de a exprima lucrurile și gata, asta e toată, tot secretul, numai cu oamenii nu percep așa, știi? Ideea că tot ce se întâmplă în natură am de fenomenele uh -huh. fizice cândva tot era perceput de, de oameni ca magie, pentru că da. e ceva inexplicabil să înseamnă că lucrurile care acum are, Din 2022 ne par magice Probabil Nu și -o găsit încă Nu și găsit încă limbajul științific Validarea științifică da. Uneori știi Pentru că uh, în, în structura asta filozofică Eu am început cu filozofia religiilor Mie mi erau foarte interesante simbolurile Filosofia religiilor Înseamnă că trebuie să-l citești și pe Eliade presupp. Baza Eliade, Jung, mulți, mulți Uh, și uh, acolo era, sunt, este Levi strauss sunt mulți antropologi care vorbesc despre structura lumii și modul în care noi percepem asta. Și a cercetat foarte mult ce au făcut antropologii, ce făceau antropologii americani. Ei mergeau în triburi și stăteau acolo o jumătate de an, un an, doi, cercetau. După aceea reveneau și luau un fragment dintr-un ritual și începeau să îl uh, uh, verifici științific în sensul în care luau un mostru de oameni și aplicau acest ritual un fragment de ritual asupra lor și-au făcut asta cu honoponul și foarte mulți și funcționa înțelegi? Da. dar ei validau științific treaba asta creau metoda lor în baza, există foarte multe, dacă noi luăm că dezvoltarea personală, ne uităm în, în majoritatea metodelor care au apărut acum, ele sunt de acolo. Doar că sunt cercetate științific. Adică eu, dacă sunt doctor sau fac un doctorat și mă interesează foarte mult o anumită cultură, eu pot să extrag de acolo niște tehnici de vindecare, să revin, să creez un eșantion și să verific. Atât. Mă ajută de a invenților sau nu doar, nu doar invențiilor, dar în general eu am observat partea asta te împarte de ves mai mult. ești pun o întrebare la care nu există răspuns și, și încearcă după asta să-l să găsească sau invers să-l contrazic, de exemplu, versiunea. E interesant mai mult despre filozofie și apoi să vorbim despre magie care în uh -huh. anterior am, abordat-o pentru că, iată, de exemplu, dezvoltarea personală, eu întâi am avut un val așa de când era la modă tăci ce o cărți dezvoltare personală de la, începând de la cărți financiare, terminând cu filozofie superioară și cu alte lucruri, dar dacă nu le aplici, lucrurile cele devin triste cumva. Corect. Și asta a ad doilea momentă, e faptul că cum se divizează o carte de dezvoltare bună bună, calitativă, și una care e făcută doar pentru a fi comercializată și de a, de a face bani. Mm -hmm. Este pentru că majoritatea cărților care sunt acum pe poliție, să zicem, ele nu sunt cărți serioase. De obicei se întâmplă așa, autorul creează o carte și după aceea mai de 20. Știi? Da. Celelalte 20 sunt marketing. E cartole și mulți alții care e cartole de unde s-au inspirat? Din budism. Asta e budism tradus pentru mintea unui occidental. E un citit de Da. Asta e cartea de bază. Și după aceea so. mai este Pământul Nou. Următoarea. Și restul toate sunt deja abelitristic uh -huh. <laughs> Înțelegi? Dar uh, sunt, uh, sunt autori care... Um, care sunt autori buni. De exemplu, acum este Gabor Matea, care lucrează pe traume și e foarte bun în ceea ce face. E foarte dificil în, în toată informația asta să alegem cine sunt autorii buni. Și de asta, de asta apar tot felul de personaje care după trei luni sau jumătate de ani de chipurile studiu, cursuri pe care le fac pe undeva consideră că pot să opereze cu psihicul uman. Și de atât avem tot mai multe și mai multe depresii și multe alte chestii, pentru că apar acești pseudospecialiști, specialiști știi? Care habar nu au ce înseamnă impactul cuvântului asupra omului. Dar domnul ăsta care, cum ai menționat anterior, nu e psiholog din Canada? Gabor, Gabor Matea, da. Care da. e evreu și părinților lui da, a fost... da, a... da, da. da, da care are niște cărți absolut splendide de pe dependențe, pe traume. Acum mitul normalului este ultima lui carte pe care eu am început să o citesc când am terminat-o, dar e, e, fantastic. Deci omul chiar se duce până în profunzim și caută. Știi? Eu încercând cumva mai mult psihologie să, și neuroștiință și atât chestia mm -hmm. asta, cumva un pic mă sperie lucrurile, pentru că să că chestie psihologie genetică. Da. Și asta te... E wow, așa e? E wow anume pentru că capacitatea de a concepe anume procesul dată trebuie să ai un pic de nivel de cunoștință. Și cel mai cumva cel mai trist e faptul că când mă uitam și la interior cu Dantucineț Mâșcărs de lui, e faptul că el e un fel de cebotar fără cebote. Dar noi toți suntem cebotari fără cebote. Pentru că poți să ajut să alți oameni, dar pe tine nu te poți ajuta. Un pic. Așa mi se pare trist. Te ajuți pe tine, dar pentru asta există tot timpul mentoratul, știi? Un mentor are tot timpul un mentor. Pentru că în domeniul ăsta psihicului sunt foarte multe lucruri nevăzute pe care noi nu le putem percepe, concepe, vedea despre noi. Și atunci este important să existe cineva care vine și îți oferă perspectiva. Asta e Științelor sociale. E mai complicată din perspectiva asta, știi. În, în științele exacte, noi avem niște, să zicem, niște teoreme clare și un algoritm clar și știm că asta este dovedit sau nu. Dar uite ce se întâmplă în știință în, 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 acum. Există Bruce Lipton, care e biolog, doctor în biologie, Greg Braden, care este doctor în fizică. Adică sunt oameni cu background foarte serios științific, care vorbesc tot mai mult și mai mult despre capacitatea limitată a științei de a înțelege ce se întâmplă de fapt în, în noi. Și uh, Greg Braden vorbește despre rugăciunii, de exemplu, și modul în care ea influențează celulele umane și uh, după aceea realitatea. Și el a făcut niște cercetări interesante pe... Pe zona asta de vindecare, eu vorbesc pentru că e domeniul meu și acolo mă interesează, uh, un om care era bolnav în fază uh, ultimă a cerut rugăciune de la un anumit grup și există anumite frecvențe ale creierului, oamenii și-au indus această stare și s-au rugat pentru el și a apărut vindecarea și asta e cercetare, asta nu este un caz singular care să zicem că e excepție, știi? Bruce Lipton descoperă așa numitele calități imaginative ale celulelor, calități de autoregenerare și iarăși, iarăși se leagă de, de state of mind, știi, de, de modul ăsta în care noi putem percepe realitatea diferit dacă ne inducem o anumită stare și creierul nostru începe să funcționeze în baza acestor concepții despre lume, modul în care eu văd lumea. E foarte interesant ceea ce se întâmplă acum în, în, domeniul ăsta, dacă te duci în profunzime și cauți. Iată, spuneam că au apărut foarte mulți pseudo-specialiști. Cum am putea un om de rând să aparența aceasta de pe social media cumva să poată diferenția să știe că ăsta e un specialist bun sau ăsta e un specialist pseudo? Știu, eu cred că fiecare își are specialistului. E o opinii nepopulară asta, pentru că, în mod normal, noi condamnăm acei pseudo-specialiști și eu am tendința să îi judec. Dar eu o să iau exemplul meu. De multe ori, când vorbesc cu oamenii, nu înțeleg despre ce vorbesc eu. Pentru că există o anumită calitate a limbajului, pe care poți să o observi. Uh -huh. Specialistul dă explicații, el cunoaște foarte clar ce se întâmplă cu psihicul. Nu vinde căldări de energie, știi? <laughs> tot felul de chestii de tipul ăsta. Nu trimite nimănui energiei bune și asta nu este uh, semn că omul chiar știe ce face. Uh, adeseori ei sunt prinși în capcana asta a spiritualității, pentru că de la dezvoltare personală noi ne mutăm cu turma, Înspre cei ce se numește spiritualitatea. Am crescut într-un fel, știi. Și. <laughs> sau ne pare nou că am crescut. Deci, e foarte important să te uiți la, la modul în care vorbește omul. 2. Specialiștii vorbesc despre cărți citite, despre filme văzute. Sunt foarte multe documentare bune acum. Specialiștii nu. Nu repetă pur și simplu, dacă te uiți la pseudo-specialiștii ăștia, o să observi următorul lucru. Ei iau niște blocuri de cuvinte și le transmit pur și simplu descoperă-te pe tine, fii tu însuți, gândește pozitiv, îți trimite energie pozitivă. Toate, toate astea sunt pur și simplu niște repetiții de la cine au învățat ei tot felul de chestii. Teta healing sau mai știu eu, Tot sunt, sunt o grămadă de domenii acum. Asta ne poate ajuta să înțelegem. Plus la asta este atitudinea față de oameni. Este modul în care se, se promovează. Dacă e mult hype, acolo se întâmplă ceva. În jurul lui Gabor Mate, e mult hype, dar calitatea la ceea ce vorbește el, eu pot să disting imediat pentru că el știe să discearnă unde e traumă, unde nu, știe să vorbească despre asta într-un mod cât de cât adecvat, ca să zic așa. Nu, nu alergăm prin lumea asta spiritualului și ne pare că suntem toți Dumnezei <laughs> Pentru că Dumnezeu e noi. <laughs> 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 Pentru că Dumnezeu este în noi. <laughs> Am observat um, ceva despre visi acolo, partea uh -huh. o postare pe Facebook. Uh -huh. Dar care e problema cu oamenii, nu visează. eu m-am prins la faptul că cât avansează în vârstă, cu atât visurile sunt mai puține. Ele nu sunt mai puține, tu nu le ții minte. Deci psihicul este, atunci când, când noi adormim, visul este parte a somnului. Independență de faza pe care o avem, sunt două faze, REM și non rem se numesc. De faza somnului apare visul. Doar că unii dintre noi îl memorizează și alții nu. Funcția în general a visului este să prelucreze toată informația din zilele trecute și să vindece traume. Atunci când un om doarme, dacă te uiți atent la el, o să vezi că ochii lui merg, uite așa, într-o anumită fază. Asta este ștergerea memoriilor de care tu nu ai nevoie. Deci toată lumea visează, nu toată lumea și amintește că visează. Plus la asta, în vis, și noi visăm câteva secunde, de fapt. Dar avem senzația clară că visăm ore, Așa? E? Ori sau chiar zile, poate să Zile, da, da, pentru că timpul se schimbă în, în vis. Apare timpul ăsta mitic, circular, așa zis, știi, care nu are nici început și nici sfârșit. Tu nu mai știi cât trece și cum trece. Sunt fenomene foarte interesante ale psihicului. Ăsta a fost un curs pe care l-am ținut de interpretarea viselor ca să scot oamenii din citirea la dicționarile este de vis, care știi, dacă e visat ploaie, înseamnă că mâine... E bogat. Da, sau îi să în, <laughs> într-o groapă, sau tot fel de tâmpenii de tipul ăsta, care pur și simplu sunt cultură populară și interpretarea viselor îți dă acces la cine ești tu, de fapt, la partea inconștientă a ta. Atât. Dacă tu nu îți amintești că visezi înseamnă că este o perioadă în care psihicul tău are nevoie de foarte mult odihnă, unul, 2. E o perioadă foarte stresantă pentru tine și nu percepi. Deci trebuie să vezi unde, unde ești. De obicei, ele sunt combinate. La mine e combinat. Uh -huh. O parte din oameni cred în numerologie. Și eu. Da? <laughs> da? Dar există tot așa, cred că cărți și cărți... Nu chiar bune? Există foarte multe cărți bune și nu chiar bune, știi? Și nu neapărat cărți, acum există informații despre asta peste tot. Și structura numerologică vine de la Pitagoras. El a fost primul care a încercat să exprime lumea în cifre. Aparent, eu am văzut tot felul de chestii din astea, am încercat să fac matrici numerologice, mai multe, și am detectat că, nu știu cum se întâmplă, dar corespunde caracterul omului cu ziua lui de naștere sau cu luna lui de naștere sau cu anul lui de naștere, lucruri foarte interesante pe care eu nu mi le pot explica rațional, dar care funcționează. De asta și-am intrat în, în partea asta numerologică un pic și de acolo vin și Analizele astea energetice și ce se va întâmpla, ele sunt făcute în baza unei formule de calcul pentru luna următoare. Că mintea noastră caută după aceea confirmări și le găsește, poate fi. Dar eu la bază oricum sunt filozof și mie mi-este interesant să mă joc. Știi? Și eu mă joc cu conceptele astea. Nu, oamenii de obicei le iau foarte în serios. Dar pentru mine ele sunt concepte cu care eu pot să jonglez cum vreau. Nu, mie ca ce mi interesant să văd, pentru că, pe de de-o parte, este factorul sa social, uh -huh. care cumva te definește în proces, pentru că sunt multe variabile care schimbă. Nu e ca, ca într-o știință fixă, cauză, efect. Și dacă e cauza, să a efectul ăsta. Adică poți fi aceeași cauza, poți fi de la diferiți oameni, independență de diferite lucruri care s-au întâmplat în viața lui, diferite efecte. Că poți ce aceeași cauză și ată, aici apar diferit. Spune, este o istorie cu doi gemeni care s-au născut în aceeași zi, practic. Înseamnă că cele 5 minute eu au făcut ca ei să fie diferiți, de exemplu, sau cu care care da. uite chiar ce îi face diferiți pe doi gemeni care cresc uh, în același context social, în aceeași familie nu? pentru că e același model de parenting, e același uh, sistem de educație, cultură și ei sunt foarte diferiți și uh, pentru mine asta a fost o întrebare la un moment dat și atunci noi vorbim de diferite nivele pe care se poate dezvolta un tipar de comportament sau de atitudini față de viață. Și nivelurile astea sunt date în, în numerologie. Aici m-am oprit eu, de asta mi-a mi fost foarte interesant. Um, acum se vorbește despre 26 de tipuri comportamentale în numerologie. La Pitagora erau nou, baza era 9. Acele 26 de modele, fiecare dintre ele, are încă patru nivele manifestarea, să zicem, plenară, știi, bună, să zicem, pozitivă și manifestarea negativă. Ce influențează ca omul să devină, hai să zicem, unul de succes, așa foarte simplu, și altul care e născut în aceeași zi, în același an, să devină maniac. Pentru că, de exemplu, structura numerologică a chirurgului și a maniacului e aceeași. Nu acum cu cuțitul și salvează viața altul. Exact. Vezi, aici e, e, foarte interesant. Adică să înțeleg că de oameni răi nu scăpăm planeta asta. Dar nu avem cum. Pentru că noi toți suntem oameni răi dacă ne uităm bine în, înăuntru nostru. Și noi alegem. Aici ai nevoie de conștiința morală, că eu să aleg ce vreau eu să fac și cum vreau eu să servesc lumea asta. Sau nu? Și apoi cu plenarea rea, hai să uh -huh. Eu acum să mă gândesc la tot ce se întâmplă, tot ce s-a întâmplat de cursul mâinii, de, de, de toate războaile, tot ce se întâmplă acum. Și Ş... cum mă gândesc cu oamenii, nu au remușcat de conștiință că fac. Nu cred. Eu cred că ei sunt foarte convinși că dețin adevărul și că asta e singura cale pe care ei pot să o aleagă. Dar cum copiii să-i... Iată, să eu, tu, tu ești profesoară de filozofie, sau ce să eu am uh -huh. fost mult timp. Eu profesor de matematică, dar pe lângă asta noi dezvoltăm și niște comportamente sociale și oferim niște modele de comportament uh, unor copii. Și atunci mi se pare că tatăl nume involuntară și necontrolabilă, e numele la, la copii. Da, pentru că e instinctul primar. Noi avem instinctul sau, să zicem, impulsul tanatic al morții. Cel pe care îl numim răutate. Și impulsul erotic al vieții, al creației, într-un fel. Și în copii putem observa asta. În societățile spre care noi tindem, există cursuri de filozofie pentru copii. Și o perioadă, când eram în facultate, eu îmi doream tare mult să dezvolt această direcție, în care sunt discutate valorile, în care eu ți -am minte că am făcut în, într-o clasă de întâi, am făcut odată un, o lecție din asta de filozofie cu copiii. Și a fost fantastic ce a ieșit din ei. Noi am vorbit despre prietenii, la nivelul lor, în joc, în... dar modul în care ei exprimau asta. Deci, uite, asemenea discuții cu ei ar fi uh, o bază. Eu nu știu, am observat o chestie foarte interesantă. M-am îndepărtat de copii foarte mult pentru că nu i -am și nu. adică nu sunt mici. Dar probabil că tu fiind în, în zonă poți să-mi spui despre asta. Ultimele trei cazuri despre care am auzit sunt copii care nu pot dormi noaptea din cauza că visează tot felul de coșmaruri legate de monștri. Sau discuțiile în școală sunt despre monștri. Adică eu înțeleg că asta este influența social media și a filmelor cu desene animate. Devine asta un fenomen? Dacă da, atunci intervenția trebuie să fie foarte clară a școlii. Nu. Adică eu am avut o chestie care au probabil toți copiii la o vârstă oarecare. Eu mă întâlneam în clasa 6-7, da. avem niște panică e extraordinar de și atunci nu putem să, să dorm. Doam. pentru că încercam să mă culc și acum e ușor pentru că s-a luat copilul cu telefonul și nu mai gândești la și atât ceea ce spuneai tu despre cursurile astea de filozofie, mi se pare că ar fi o, o idee de nici copii care întreabă ce este după. Da. Copiii întreabă, au întrebări de sete existențiale care... Da. Și atât cum se răspund unui copil când presupunem că o să aibă sau cum ai răspunde tu dacă o să aibă aceeași senzații care am avut eu și care probabil au trecut mulți oameni. Lucru cu copiii în cel puțin în filozofia copiii este în baza jocurilor, nu? Uh -huh. Și pot fi folosite povești sau filme cu desene animate, create special pentru a explica anumite fenomene. Să-l minți sau să zici că tu nu știi nimic despre asta, nu este o soluție. El vine la tine pentru că să fie ajutat. Ce aș face eu este că m-aș juca cu ei de ciclurile vieții și ale morții. Eu le-aș arăta o plantă, un copac. Ceva care noi vedem cum crește și după aceea dispare și cum se transformă. Folosite legile dialectice în, în partea asta, dar explicate foarte simplu pentru copii. Și eu l-aș pune să pun această plantă și să observi cum ea crește, cum ea dă rod, cum dispare, cum se transformă, cum iarăși apare o semință. Și aș vorbi cu ei anume pe, pe tema asta. Înțelegi? Mm -hmm. Pentru că uh, tema morții ea este foarte prezentă în noi, în toți. Și prima uh, frică de moarte apare pe la trei ani, când el încă nici nu știe ce e asta. Asta e ceva inconștient. Da. Pentru că e impulsul nostru de bază. Și atunci depinde ce facem cu ele. Dacă, dacă putem să să ne jucăm cu copiii explicându-le conceptele astea de viață, moarte, alte concepte pe care, care pe ei dor, lucrurile ar deveni mult mai simple. Satguru, știi de sadguru? Știu. Ce părere ai despre el? Eu cred că omul este un înțelept care vine dintr-o anumită tradiție și vorbește lucruri foarte simple despre structura vieții în modul în care le vorbește. Dar el e foarte interesant. El vorbește despre inginerii sociale da. și din astea. Și cum, cumva el mi-a redefinit noțiunea de karmă. Eu credeam că bine faci, bine găsești. <laughs> nu. Să <laughs> că un pic e altfel. Pur și simplu, iată, el e un produs mediatizat, dar e un produs calitativ, mi se pare, mediatizat. Corect, corect. Uh, pentru că sunt produse necalitative, dar tot sunt mediatizate la capitol dat. Și uh, e că el m-a un pic despre moarte, dar, uh, dacă să, ne, să revenim la numerologie, poți să-mi recomand vreo carte ceva, dar care un pic e mai calitativă decât să în jur. Eu să încerca noroc să vă să, uh. să scriu ecuațiile. <laughs> Eu pot să-ți trimit după aceea niște algoritmi, cum se calculează, dar pornind de la Pitagoras, după aceea vine din filozofia asta, filozofie dark, îi spunești, metafizică, este Papus, uh -huh. care are o carte fantastică, Știința numerilor, Nu m-am gândit să-ți o aduc, eu aș putea să trec să-ți să las să, ca să, să le vezi. Și ceea ce este acum, pe piață, ele sunt foarte multe tipare numerologice. Matricea asta pe care o fac eu este în baza arcanilor Taro, care arcane sunt simbolistica ciclurilor de viață umane. De asta eu folosesc foarte mult tarotul. Pentru că și Jung îl folosea, și tarotul, și mandalele. Și depinde doar ce faci cu ele. Pe zona asta sunt foarte multe cărți. Majoritatea sunt ruși care au început să lucreze. Hșanovskai, de exemplu, e un psiholog fantastic care lucrează pe modele numerologice și pe arcanele Taro. Ladini o altă tipă, dar ea merge foarte mult înspre ezoterism. Dacă te uiți la intersecția dintre psihologie și Taro, Cartea Roșie a lui Jung, iarăși, e foarte interesant, dar ca să creezi matricea numerologică n-ai nevoie de nimic, dacă am avea acum un pic și aș face matricea în baza zilei tale de naștere foarte ușor deci, calcule foarte simple pur și simplu, mie mi-e fric că <laughs> asta înseamnă că nu nimic nu sunt foarte multe lucruri în asta înseamnă că toate sunt în mâinile invers? Da, pentru că e, tu, având un anumit model sau tipar comportamental, pattern, vezi acele patru frecvențe, sau poate că sunt mai multe, pe care tu poți urca. Și tu poți alege. De fapt, toată teoria asta a liberului arbitru este despre faptul că dacă noi suntem conștienți de tiparele proprii, noi le putem schimba. Tu nu poți să schimbi ceva despre care nu știi că există. Arcanele taro îți arată simbolic modul în care tu trăiești și valorile tale și tendințele tale. Când eu le văd, eu știu ce este cu mine. De exemplu, există așa numită karmă a luptătorului pe care eu am. Ca model comportamental, asta înseamnă conflicte și rebeliuni permanent. Știi? Și eu, văzând asta, am înțeles de ce în viața mea se întâmplă sau se întâmplau anumite lucruri. Și am înțeles cum pot depăși războiul ăsta intern, permanent. Ele sunt arătate ca niște povești, pentru că noi să le putem înțelege, să le putem simți. Dar, de fapt, tu poți să le transformi astfel încât să transformi viața. Eu să trebuiască să încerc norocul. Adică să calculezi toate uh -huh, uh -huh, uh -huh. Dacă îl trebuie și ora la carte născută, uh -huh. știi? Nu? nu. Doctor în filozofie. Asta înseamnă că tu ai avut -o, o, o temă de doctorat, o întrebare care trebuie da. să-și răspunzi. Da. Eu am făcut doctoratul la Cluj și am mers spre concepția despre lume. Pe mine mă interesa modul în care atunci, un modul în care oamenii comunică în funcție de uh, schemele lor cognitive, să numesc ele, da? de schemele în care îi percep lumea. Prima parte a lucrării este pe ceea ce se numește științe cognitive, în care am analizat efectiv cum percepem noi lumea și ce se întâmplă și a doua este pe modele de comunicare și la sfârșit eu le-am combinat ca să ca să văd, mine tot timpul mă interesa aspectul practic. Și am ajuns la filozofie, dar nu înțelegeam ce să fac cu toată informația asta. Și a apărut această întrebare, ok, eu percep lumea într-un anumit fel și comunic cu altcineva care percepe lumea în alt fel, cum să ne înțelegem. Este ca și cum am vorbit două limbi diferite, cineva vorbește engleză și altcineva română, cum să înțeleagă oamenii ăștia necunoscând limbajul unul altuia. Și m Eu, eu îi zic m-am jucat. De fapt, când zic joc, am în vedere lucruri serioase. Și cum să comunice oamenii? Acolo sunt modele de cum să ne întâlnim la mijloc, de fapt. Dar asta a fost atât de mult timp în urmă că eu am și uitat uh, practic uh, ce am scris. Pentru că uh, pentru că lumea se dezvoltă, pentru că acum tehnologiile dau o altă, în general, o altă structură a concepției despre lume. De asta nu este foarte greu să înțelegem pe cei mici, cei care nu sunt în domeniu. Voi sunteți profesori, sunteți în permanență în contact cu ei și vă este ușor să vă adaptați unora. Dar majoritatea nu înțeleg. Deci ei au o altă structură. Schemele lor de cunoaștere a lumii, de înțelegere a lumii, uh, sunt mult mai complexe, ele nu sunt simplificate. Și mult mai rapide. Dacă noi ne uităm la copiii de grădiniță, ei scot niște perle că un adult nu poate înțelege de unde vine informația asta. la generația asta e diferit, tare. Și probabil următoare tot mai diferit și mai da, diferit. Da, dar ei sunt superbi. Pentru că ei conțin toată memoria asta genetică. Știi? Ei vin pe construcții, gata. Ei nu mai au nevoie să învețe ceea ce am învățat noi. Asta este deja în, în structura lor, în informația lor genetică. Și ei construiesc, construiesc. De asta fiecare generație este mai bună, de fapt, decât cealaltă. Mai aptă, mai capabilă, mai rapidă, mai flexibilă. Este normal. Eu am o nepoție, că e când. gata, generația crescută de YouTube. Uh -huh cred că nu avea doi ani zile, că adică încă nu pe bine, dar dacă părinții dormeau, dar eu vreau să spunească YouTube-ul, știa sunetele cum să rostească, cam cum sună desenul ei animat, și la dânsă de am sos să ceată, că microfonul, deși tai că căta prin text, pune microfonul și dicta, și pare pe YouTube. Primul, Ai văzut? Da, și-o punea. Da? Ei au această dexteritate. A... Știu, eu am încercat să folosesc la voi tabla cea interactivă și mi-a luat ceva timp și tot n-am descoperit secretele ei și sigur că dacă intră un copil se descurcă imediat. Dar la nivel intuitiv nu știu da. cum mai fac. Da, asta. pentru că ei deja au această abilitate tehnologică. Ei se, nu că se nasc cu asta, nu nu pot să explic ce se întâmplă, dar asta este. Interesant. Cât e proces în creierul nostru se întâmplă, care încă, încă în noi încă. Mi se pare că anume neuroștiința și toate lucrurile astea de, e, cu matematică pe vremurile lui Pitagora. Da, da. Îți descoperiri extraordinare, pentru că noi avem așa numitele șanțuri informaționale, știi, în, în, în structura mentală, să zicem. Nu, eu nu pot să zic creier, creierul e biologie. Și aceste șanțuri informaționale se umplu cu diferite informații în funcție de contextul în care tu ești și de cultura din care proviști și tot așa. Păi pentru ei, ei, ei vin deja cu, un, nu știu, cu o structură din asta predefinită. Există informația de la părinți, de la care e transmisă genetic și ei umplu șanțurile mult mai rapid decât noi. Aici e diferența și de asta nu ne este foarte greu să-i înțelegem. Și de asta noi avem tendința, ca și alte generații, să zicem că ei sunt egoiști, individualiști și nu le pasă de nimic. Generații pierdute. Generații pierdute, da, așa. Dar, de fapt tot numerologia spune printre altele că cei născuți până în, până în 2000 au un ideal colectiv. Deci există un fel de idei în noi că noi ar trebui să construim nu știu ce, un fel de stat ideal. Cei născuți după 2000 nu mai au asta. Structura lor este de manifestare în lume a propriului talent. Și pe ei asta îi interesează. Degeaba îi luăm noi pe ei cu haideți să fim toți împreună. Ei se unesc Așa cum ziceau și filozofii științii, după interesele de cunoaștere. Și, din perspectiva asta, ei sunt foarte diferiți de noi. Deci, pe el chiar nu o să-l intereseze dacă cineva cade, el nu înțelege. În capul lui nu există această schemă, știi? Și noi avem tendința să-i condamnăm. Dar, de fapt, asta este o generație care vine. Probabil că se creează un nou tip de stat, mă gândesc eu. Eu am observat treaba asta. Adică, cumva, responsabilitatea personală este responsabilitatea... Colectivă noi. nu nu da. e da. Adică, și asta poate de să pe perceput ca egoism. Da, dar nu este egoism, e altceva. Deci pe ei poți să-i înveți în cadrul unui sistem educațional să aibă grijă de celălalt, dar ei, în primul rând, întotdeauna o să aibă grijă de sine. Și noi, asta este un dat. Asta este structura mentală a lor. Nu, nu cred că ne apară ceva rău. Nu, exact asta zic și Dar eu. cred că acești copii care când o să crească nu, nu o să mai lucreze în companii de mii de, de, de oameni sau în colectivii. Da. Pentru că acum a devenit tot, mai ales COVID-ul, o, o, COVID rătat locul la generația care vine, că poți stai singur el acasă, undeva te, sau să îmbale, lucrează remot, frumos da. pentru dânsul, și ai bine mersi. Da, și asta o să se întâmple tot mai mult și mai mult. Și asta e viitorul a businessurilor mici. Nu, nu să aibă angajați, adică gen, care să vină la nou la lucru și să răzduc? Sau o să fie doi, trei oameni care o să le susțină munca, dar în, în, generația asta nu o să lucreze pentru că trebuie. Asta e foarte clar. Și, asta... și trebuie să orientați din start pe ce talent ai, la ce ești bun, și atunci noi o să avem o societate care funcționează. Sună, sună, sună bine. Eu, eu vreau să văd cum o să arate asta peste 10, peste 15 eu de ani. Da. Mersi. Cu drag, mulțumesc pentru invitație.